Eu mă bucur mult de tot pentru că sunt astăzi la cea de-a 46-a ediție a festivalului folcloric Doamna Merelor. Iată un festival care întotdeauna aduce pentru dumneavoastră interpreți dragi ai cântecului popular. Vreau să îi mai aplaudăm încă o dată pe organizatorii acestui festival, Primăria și Consiliul Local Ionești, județul Vâlcea, și să îl primim cu multe aplauze pe omul care iată a făcut posibilă întâlnirea noastră cu dumneavoastră. Este vorba despre domnul primar Constantin Neagoe, un român care nu uită niciodată că flacăra folclorului românesc trebuie să fie aprinsă întotdeauna. Iată, acest om încearcă și reușește de fiecare dată să păstreze vie această flacără a cântecelor noastre. Domnule primar, felicitări și mă bucur că suntem împreună astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Bună ziua, dragi ionesteni! Bine ați venit! Astăzi aș vrea să fiți foarte atenți la mine, să nu mai discutăm subiectul ăsta. În primul rând vreau să vă prezint pe domnul Bușu din partea politicului, singurul care vine, singur știe unde e Ioneștiu, știe să vină ceilalți, știu că politicienii ei știu unde e comuna Ionești, că după voturi nu mă întreabă pe mine, Neagoe, unde e Ioneștiu, încolo sau încolo, vin singuri, așa că puteau să vină și astăzi, sunt foarte bine primiți, numai să vină, dar mă rog, e problema lor. Astăzi vreau, așa cum a zis domnul Bușu, că eu vă cer. Dragi ioneșteni, pentru mine sunteți niște oameni scumpi, că altfel n-a stat primar aici. Nu e adevărat că vă cer. Dacă am 10% dintre dumneavoastră, sunteți niște oameni excepționali. Dar 10% dintre dumneavoastră chiar aia trebuie certați rău de tot. Aia sunt certați și cu disciplina, cu ce vreți. Astăzi vreau să lămuresc un lucru care rămâne stabil. Deci nu ne mai întrebăm, nu mă mai sunați niciodată. Invitațiile de la Doamna Merelor zic oameni că trimit oameni de la comună ca să, de la primărie să vă dea invitații. Ce dumne, să-mi dea și mie, să mă dea încă o invitație, că plătesc și eu taxe și impozite. Dragi oneșteni, n-are nicio legătură invitația aia care vă trimit eu cu impozitul și cu bugetul comunei locale. Exclus așa ceva. Deci banii ăștia, așa cum a zis domnul fost primar Cătănoiu, noi am numit numele, în prim, l-ați votat. În ultima ședință de Consiliu Local am vrut să luăm bugetul pentru Doamna Merelor. Și a zis așa, eu propun să nu se mai dea mici și bere. Susținut de domnul, scapă numele tot, consilier, că o să vă pun un monitor aici de acum încolo, ședințele de Consiliu Local sunt filmate și o să vă pun film să vedeți dumneavoastră ce fac aia până ședințele de Consiliu Local. Susținut un consilier, îmi scapă numele, dar vă spun acum, Cherescu Marius, să nu se mai dea mici și bere, dar, dragi ioneșteni, ăștia sunt oameni i-ați votat degeaba, sunt păi, dar nu am voie din bugetul local să dau mici și bere. Mi-a mai făcut reclamație la Curtea de Conturi, a venit Curtea de Conturi, m-a dat în judecată, am câștigat procesul, le-am luat la Curtea de Conturi și cheltuiel de judecată, pentru că ăștia sunt banii mei. Eu bag bani din primărie, de la mine, de la firmă, în primărie, și de acolo plătesc. Și în contractul care e cu firma mea, scrie clar, sponsorizare Doamna Merelor. Eu asta o sponsorizez de când nici nu eram primar. Și atunci tot de la Neagoe aveați banii. Deci n-are nicio legătură invitațiile cu bugetul local. Și cu asta am terminat cu invitațiile, e clar, nu sunt de acolo. Deci oamenii ăștia v-au spus, n-au nicio legătură cu, nici nu știu de ce sunt consilier, să spui așa ceva, că nu se dă. Eu anual, le teamă că fur. Eu anual, pe fiecare an de la Dumnezeu dat de sus, în primăria Ionești bag bani de la mine. În jur de 1 miliard. Și sunt acte, că bag cu acte prin bancă. Și spune că fur. Dar cât de prost să fii să crezi
că Neaguie bagă bani în primărie ca să-i fure, ca să ce? Păi nu mă luau băieții ăia, că i-ați băieți deștepți la DNA, până acum mă haleau dacă făceam așa ceva. Dar cum să fur dacă eu banii mei îi bag în primărie? Cum să iau din primărie? Și de ce să am interes să iau bani din primărie? Este exclus. Probabil că asta făceau ei și le... acum cred că așa merge. Dar nu merge, nu e... nu știu cât poți să gândești. Câtă minte să ai. Referitor la iluminatul public, vă place iluminatul public pe Unăinești? Mulțumesc! Haideți să vă spun că am găsit unul, scria pe Facebook, bă, să dai pe Facebook o chestie din asta, să spui că în Comuna Ionești avem un iluminat public de rahat. Cum să faci așa ceva, să scrii, să-ți denigrezi singur comuna? Când noi nu cred că e comună mai iluminată decât a noastră. Nu cred că e colțișor de uliță, de stradă, unde să nu fie lumină și să funcționeze toată noaptea. Și ăla spune că e iluminat de rahat pe Facebook, unde citește toată lumea, ca să ne facă de râs comuna. Ăsta e cel de-al doilea consilier care vi l-am spus, Marius Cherescu. Deci eu o să vă pun de acum încolo, unii dintre dumneavoastră, v-am spus, mi-ați dat pe cap. Dumneavoastră știți, ați avut vreodată vreun junghi în spate? Așa stau eu la primărie, cu junghiul în spate. Lăsați-mă și pun eu atât să stau primar fără junghiul. Când vă trimit, când vă aduc o listă de consilieri, dați-mi, domne, băiat, mă simt și eu bine la primărie. Nu mai îmi dați toate adunăturile. Deci o să vă pun un monitor aici, îl cumpăr eu. Și o să vă arăt la ședințele de sindicat ce fac ăștia la ședințe. Să filmează. O să vedeți dumneavoastră. Iluminatul public este, dragi oneșteni, scriau ziarele de Neaguie mai de mult că firma Strabag i-a cumpărat un Audi decapotabil. Mi-a cumpărat aia mie. Pentru că au asfaltat drumurile și drept și pagă, am luat, scriau ziarele ăla de la Drăgășani. Cu fibeaci, între dumneavoastră. Tot iluminatul public este de la Strabag. M-au dat în judecată și mi-au cerut 200 de miliarde de lei, comunei, nu mie, 200 de miliarde de lei penalități. E adevărat că se zvonea înainte că Neaguie va face pușcăria, așa era. Dar eu habar n-aveam. Făceam contracte, făceam lucrări în comună, fără să am bani. Și nu știam că faci pușcărie pentru asta. Ăștia știau. Neaguie va face pușcărie. De ce le-am ăștia de fac eu pușcărie? Adică ei n-au făcut. Păi ce-au făcut ei și face Neaguie? Că ce? Dar ei știau de treaba asta. Treaba a fost că eu cu Strabag am avut contracte, că eu n-am vândut lumânări, n-am fost nici pădurar înainte. Eu asta am făcut în viața aia, contracte. Eu semnez anual 4-5-600 de contracte la mine, la firmă. Și a făcut contracte foarte bune și sentința de la Strabag a fost, i-a dat primăriei Ionești 7 miliarde de lei. Deci este singura primărie din România care a câștigat procesul cu Strabagul. Și ne-a dat 7 miliarde de lei, bani care am băgat iluminatul public. Achitat, plătit. Deci nu i-a luat lunea goie nicio mașină. S-a văzut acum. Probabil că ăla care a pus pe Facebook că iluminatul public e de rahat, bă, dacă tu cu luminile aprinse vezi întuneric, bă, înseamnă că suntem nebuni, mă, la Ionești. Acum, momentan, lucrăm la drumuri. Deci, cu iluminatul public în Ionești s-a încheiat. Nu mai există absolut nimic, niciun colț de stradă, v-am spus, care să nu fie iluminat, care în fiecare stâlp la Ionești sunt becuri. Acum lucrez la asfaltarea drumurilor. Dragi oneșteni, vă promit că la sfârșitul lunii, începutul lunii viitoare, dacă vine unul cu o mașină de asfalt în Ionești, nu o să aibă unde să o pună. Tot ce mi-a mai rămas am băgat la asfaltare. Tot. Toate ulicioarele. Și din Hududoaia am făcut străzi. Dacă cunoașteți unde stă doamna Băgescu, de la doamna Băgescu în jos, s-a făcut autostradă. Deci tot, absolut, este băgat la asfaltare.
Nu vreau să mai aud un cetățean din Comuna Ineș că eu n-am aflat la poartă. Deci cu asta e capitol încheiat. Astăzi, polițiștii de la Zăvideni au venit aici și mi-a spus că domnul fost primar măsoară drumurile mele pe sus, cu unul de la ziare o să primiți la desert. Niște ziare puse în poartă. Nu știu ce dracu a făcut. Noi fi băgat piatră multă, habar n-am, nu știu. Mi-a spus, dom'le, ce e cu ziaristul și cum că unul măsoară drumurile pe sus ca să vă reclame, că vă face dosar penal. Apropo de dosarele penale, mi-a venit răspunsul de la dosarele penale unde dumneavoastră ați dat cu subsemnatul, sunt clasate, că nu e adevărat. Să fure neagră, păi ce să fure? Avem dați de Guvernul României 5.700.000 contracte semnate, m-am apucat de drumuri, de v-am spus, sfârșitul lunii, începutul lunii viitoare, garantat, se va încheia asfaltarea în Comuna Ineș. Nu mai există nimic. Iar pentru mai departe, nu vă spun, nu, eu nu vin să fac în campania, când e campania, atunci să vă aduc niște mașini de balast, să vi le las pe drum, ieșiți și dumneavoastră și dați cu lopata, să vă arăt cât muncesc eu. Eu muncesc, eu sunt primar. Eu nu am un alt șef, șeful meu unul e, dumneavoastră. Când a zice că nu mai vreau pe Neagoie primar, nu mai pune ștampila. Sau faceți dumneavoastră ceva, vă dați-mi dumneavoastră pe ăla și vine dumneavoastră primar și rezolvă problema. Și mă lasă pe mine în pace și gata, stau liniștit. Că eu am de ce să trăiesc. Dar șeful dumneavoastră nu e decât dumneavoastră sunteți șeful meu. Aș vrea să vă anunț, să audă și cei care ar trebui, că nu cedez. Nu cedez. Au auzit că îmi vând pământul și că gata, vă pleacă ăsta. Păi vând pământul că nu place să mai muncesc, că eu am bani. Dar nu-l vând că plec. Nu plec. Deci candidez în continuare. Așa că înapoi de unde a plecat. Mulțumesc! Am făcut un trotuar la Margea. Dragi ionesteni, e plin de buruieni. Distanța între gardul dumneavoastră și trotuar este de o palmă. Și pe ăla sunt buruieni. Comuna este extraordinar de mare, are o întindere extraordinară, 60 de km pătrați. Primăria nu are ce să se facă. Dacă nu-mi dați ajutor la curățenie, atât v-am cerut. N-am venit la poartă la nimeni. Să cer, dați-mi bani pentru nu știu ce. Dați-mi bani cum au venit ăștia până acum. Că n-aveau ce să-și parlească. Dar pentru curățenie la poartă, vă rog frumos, faceți-o. Trotuarul ăla vreau să arate frumos. O să pun bănci, alte becuri. Dar dacă e în întuneric așa cum le vede domnul care a pus pe Facebook că e iluminat de rahat, vă rog frumos, deci vreau curățenii la poartă la fiecare. S-au propus și s-a votat în Consiliul Local și o să ziceți, bă, ce m-a amendat primarul, nu eu. Eu nu am niciun drept să fac treaba asta. Există oameni care se ocupă de așa ceva. Și aveți grijă că la sfârșitul anului vă va da amendă și pentru cei care nu aveți coșuri de gunoi. Eu vă anunț acum că dumneavoastră să știți, să nu vă pomeniți așa că... Dragi ionesteni, eu cât sunt primar, mă ocup și muncesc pentru comună, vreau să fie cea mai frumoasă pentru dumneavoastră, rămân în continuare, nu vă spun ce am de făcut, mai e o surpriză, dar nu vă spun, fac atunci. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ați venit cu toții, că m-ați ascultat. Eu îi dau cuvântul domnului Bușu să vă spună câteva cuvinte de la partid, că bar n-am, dacă nu sunt politician, găinam cu vulpe aceea. Mă spune domnul Bușu, care și găin și are și vulpe. Mulțumesc, domnule primar. În primul rând, bună ziua, sunt Adrian Bușu, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea. Și astăzi am venit aici la niște prieteni. De fapt, de vreo 5 ani tot vin, pentru că recunosc, comuna dumneavoastră ar trebui să facă obiectul unui studiu, cum se poate dezvolta o comună să ajungă la condiții de oraș. Pentru că fără să-l lau pe domnul primar Neagoe, parcă stați într-un oraș, nu vă lipsește nimic. Aveți apă, aveți canal, aveți asfalt, aveți lumina public, aveți gunoaie,
o să aveți peste câtva timp chiar să acoperiți toată rețeaua de apă și de canalizare. Practic sunteți într-un mic oraș, aveți un dispensar cel mai modern din județ, aveți pentru copiii care învață la școală, aveți microbuz, aveți ambulanță, deci practic nu e nicio diferență între condițiile în care trăiți dumneavoastră aici și condițiile în care trăim noi în oraș. Vreau să vă spun că de fiecare dată îi spun domnului primar, vă rog eu frumos, nu-i mai certați pe oameni că sigur nu vă mai votează. Și de fiecare dată îmi spune, dacă nu-i cert, sigur nu mă votează. Așa că să știți, certa domnului primar este o ceartă pozitivă și recunosc că tot ce a spus este izvorât din inima dânsului, își dorește să facă și mai mult pentru dumneavoastră și cred că trebuie să-l sprijiniți cu toții în eforturile pe care le face să vă dezvolte această frumoasă localitate. La sfârșit eu vreau să vă spun la mulți ani tuturor, la mulți ani celor care ieri și-au serbat ziua numelui și domnul primar, dați-mi voie să remarc că aveți niște dansatori de sârbă cum nici noi în zona Horezului n-avem. Felicitări celor care astăzi am văzut dansând acest frumos joc românesc care se numește sârba și să știți că am să vin și anii următori pentru că vreau efectiv să văd cum vă dezvoltați. Vă mulțumesc tuturor! Da, vă cer și mă votați, e regulă. Ați văzut? Pentru treaba asta, pentru că niciun primar cât a fost în primăria Ionești nu a făcut ce a făcut domnul Nedu. Și în continuare va face. Noi îl susținem cu tărie. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dragi ioneșteni, distracție plăcută în continuare. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. La mulți ani, ne întâlnim la anul cu toții aici pe stadion. Vă place cum arată stadionul pe unei, nu? Ziceau că îl iau pentru vaci. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule primar, mulțumim frumos, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea. Vă mulțumim pentru că în această zi extraordinară sunteți aproape de acești oameni minunați. Și vă reamintesc că suntem la ediția cu numărul 46 a Festivalului Folcloric Toamna Merelor. Încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului primar Constantin Neagoe pentru că a adunat interpreți din toate colțurile țării. Și nu uită ca în fiecare an să realizeze pentru dumneavoastră această sărbătoare a muzicii populare românești, această sărbătoare de suflet. Este adevărat că în județul Vâlcea sunt rare astfel de evenimente, dar aici, la dumneavoastră acasă, evenimentele folclorice sunt în prim plan, să spun așa, pentru că, iată, există un om care se ocupă și de acest lucru. Vreau să îi mulțumim și prietenului nostru, inginerului de sunet, Galați. Îl cunoașteți pe Galați, este acolo în spate, el face ca noi să ne auzim bine. Îți mulțumim frumos, Galați, pentru că până la urma urmii, ai realizat această distribuție a artiștilor de muzică populară. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe acum și aducem în fața dumneavoastră un interpret care și-a făcut loc în sufletele dumneavoastră cu cântecul lui. Este o voce de mare excepție, una dintre cele mai frumoase voci ale muzicii oltenești. Este un român adevărat, un român care de fiecare dată vine cu cântece adevărate, cu cântece care merg la sufletul omului. Și dumneavoastră cu siguranță îl cunoașteți pe Cornel Cojocaru. Haideți să vă spun și eu bună seara și bine v-am găsit. De fiecare dată Cristi reușește să vorbească atât de frumos încât stai și te gândești acolo pe scenă dacă e vorba de tine sau nu e vorba de tine. Mulțumesc frumos, Cristi, mulțumesc frumos domnului primar și consiliului local că a avut amabilitatea să mă aducă și pe mine în fața dumneavoastră. La mulți ani celor care și-au sărbat ziua de mărie, de mărim, pentru că a fost sărbătoare frumoasă. Iar pentru că vorba multă e sărăcia omului, eu vreau să trec direct la muzică și vreau să vă cânt una dintre cele mai frumoase melodii la ora actuală pe piață, care se cântă pe toate posturile. Și să o dedic în primul rând părinților noștri, să o dedic tuturor celor care sunt prezenți aici. Doi cu
drăguță, scump și drag părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețile de bine, pentru că ai făcut-o din mine. Bun și cinstit de câte știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, ca la țar meu, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Bineînțeles, maestru Nicu Troncea, alături de formația asta minunată aici. Bine, mă! Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăstăi că n-aveam minte. Și chiar dacă înceleam iertare, pătoșă mea i-a spărut și tare. Toșana ta m-a învățat ce-i bun, ce trebuie îndreptat. Grișelile, dacă mi-e tai, din mine om nu mai făceai. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Bine, mă! Între bărbații astem la masă, cât un pahar la noi acasă, și-ți văd în ochi mândria toată, că ești bunic, chiar eu sunt tată. Pe-al meu copil mult îl iubesc, dar când creșește-l dojănesc, că dacă-l vedeare la mare, și ce-a greșit va greși iar, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Cam aceasta a fost introducerea mea. Vreau acum să vă invit la o horă frumoasă, la o melodie care spune: și ce dacă-s de la țară și am plecat de la o pingă, știu că munca nu te omoară și că cinstea te ridică. Ia să vedem aici la Ionești dacă lumea se distrează ca pe la noi, pe la Craiova, de acolo de unde venim noi. Prindem o horă frumoasă! Hai să o prindem atunci! Foarte bine!
Ca și ce trăgăs de la țară și-am plecat de la o mică. Știu că muncă nu de o toană și că cinstea te ridică. Dar așa n-a văzut în față, nu mă-i prin muncă cinstită. Am știut să dau din viață, tu dar mi-a fost răsplătită. Eu nu am fugit de muncă, uite mă, de nu vorbă spune. Mai întâi de-a ta poruncă, dar să-i învierțea te supune. Eu nu am fugit de muncă, uite mă, de nu vorbă spune. Mai întâi de-a ta poruncă, dar să-i învierțea te supune. Foarte bine bărbații acolo, cei care au prins ora. Haideți cu toții acolo să jucăm frumos. Haideți cu toții la joc, că este sărbătoare aici la Ionești. Bine mă! Șa, 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 șa. Foarte bine! Lumineam ori meu și satul. Am luat sfaturi de la alții care astăzi îmi cer sfatul. Dacă-mi spunea mie bunicul, ține minte măi nepoate. Are minte mucenicul ce-aș lasă nască nu-n spate. Eu am fugit de muncă, uite-mă de spune, păi întâi de-a ta poruncă, învață-n-a te supune. Eu nu am fugit de muncă, păi de mătră nu vorbă spune. Păi întâi de-a ta poruncă, lasă-n viața te supune. Bine, mă! Dar n-aștepta să-ți vină bine, ca și turnate pe tine. Muncește ca să ne-ai parte, poate haine cumpărate. Să-ți alegi măsura ta, măi, după cum ți-o fi pofta. Viața multe m-a învățat, dar mi-a cerut, dar mi-a și dat-o, măi. Papiul cânta n-au fost date, dintr-o parte în altă parte. Viața multe m-a învățat, măi, mi-a cerut, dar mi-a și dat-o. Papiul cânta n-au fost date, dintr-o parte în altă parte. Mai mișcă cu două, trei, maestre. Haideți toată lumea la joc, că să ne simțim bine de sărbătoare la Ionești. Bine, 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 așa, așa, așa. Să văd mintea mea ce poate, am strâns și le-am dus în spate. N-am vrut să fiu un bâncurte, la băieri cu case multe. Dacă n-am avut ca el, măi, măcar jumate la fel. Mi-am făcut că m-a dus capul și sufletul meu sănătul. Viața multe m-a învățat, măi,
vecinul care mi-a și plătit. Aveu când dar n-au fost atât. Dintr-o parte în altă parte, viața multe m-au învățat, mă. Vecinul care mi-a și plătit. Aveu când dar n-au fost atât. Dintr-o parte în altă parte. Poate vine bărbații! Merge hortul! Am zis tata să știi când ai băie de copii, să-i vezi cu munca, tată, nu cu pâinea căpătată. Astăzi alte vremuri sunt și altă lume pe pământ. Când e muncă, ți-e rușine, nu te mai bucuri de mine. Viața multe m-a învățat, mă, merge în lumea mea și toate. Aviu cât ani au fost la fie, dintr-o parte în altă parte. Viața multe m-a învățat, mă, mi-a cerut, dar mi-a și plătit. Aviu cât ani au fost la fie, dintr-o parte în altă parte. Uite, aia acolo... Auzi, dar dacă mi-o opresc din bani, vreau așa, coșurile astea cu mere și toate florile astea să le pun și eu la casa mea, da? Bine, și eu iau toate aplauzele publicului de aici și le duc la mine acasă. Vreau să spun că tatăl domnului doctor B, cu prietene, familie cu voi și cu Mariana Ionescu Căpitănescu, este acolo și m-a rugat să te rog să faci un cântec cu mustața. Păi, eu așa am făcut, domnul B, cu sunteți acolo, da? Eu mi-am făcut datoria, uite la acolo, tatăl domnului doctor. Facem, cu tot dragul. Cu tot dragul dacă e necesar, dacă e musai, cum ar spune mama. Bineînțeles, mă bucur atunci când găsesc prieteni dragi, cunoștințe, printre dumneavoastră. Noi știm că suntem foarte iubite și eu și sora mea și special aici în Vâlcea și să vă mărturisesc, când eram mică, când Mariana locuia, nu la Ionești, cu Ionescu la Vâlcea, la Vâlcea cu Ionescu, nu la Ionești. Eu îmi doream foarte mult, mică fiind și copil fiind, să locuiesc în Vâlcea. Nu a vrut soarta, dar cu drag vine în Vâlcea de fiecare dată, pentru că știu că sunteți oameni minunați. Apropo de colegul meu, Georgel, care a spus că el vrea aplauzele. Știți cum se spune? Zice, dacă te căsătorești din dragoste,
Sâmbătă și duminica ce faci? Gătești, speli, calci. Dacă te căsătorești din interes, adică să pleci cu lada de mere, cu florile, sâmbătă și duminica ce faci? Unghiile, părul, film, altceva? Mulțumesc tare mult! Nu mai vin la horă, la sârbă, facem o melodie două de ascultare, printre care trebuie să cuprindem ceva și pentru domnul doctor. După care abia aștept să vă scot și la sârbă și să gândăm și de mustăcioară și gândăm pentru toată lumea. Dar haideți așa, cu noi! Ia uziți! Doamne, câte ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult, îți mulțumesc pentru toate. Doamne, câte ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult, îți mulțumesc pentru toate, mai mult pentru sănătate. Mi-ai dat har și frumusețe, să iubesc la tine. Și tot ce-mi place și norul de noi aș face. Mi-ai dat și frumusețe, să iubesc la tinerețe. Ce-i frumos și tot ce-mi place și norul de noi aș face. Pentru familia de Oinoco, recunoaște dragul! De muncesc și înmulțesc banii, pun ochii pe ei dușmani. De bani am avut noroc, măi, iar dușmanii au noroc, măi. De muncesc și mulțesc banii, pun ochii pe dușmanii. De bani am avut noroc, măi, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc tare mult. Este o plăcere să cânt aici la dumneavoastră. Domnule, trebuie să vă spun ceva. Cred că dacă ar fi un concurs, primarul dumneavoastră ar câștiga locul 1 pentru cel mai fashionist domn primar. Aplauze pentru Iulia Albu, i-a dat premiul. Wow! Cel mai bine îmbrăcat primar. Și credeți-mă că nu este doar Ionești unde cânt. Așa că o ropă de aplauze pentru domn primar, vă rog. Are bani? Nu prea cred că mie i-a zis să vin să gând degeaba, serios. Dom'le, dacă muncești, ai. Dacă stai, din cer nu pică. Știți cum se spune? Eu m-am măritat din interes. Dumneata, din dragoste te-ai însunat? Păi, atunci am trebuit să fii la fel ca mine, bogat. De nevoie. Nu se mai face nimic în ziua de azi de nevoie. Păi, domn primar, vă mulțumesc pentru invitație. Unde s-a dus primar? Plecă. Când plec, să-mi dați și mie vreo 6 lăzi de mere din asta. Sunteți obosiți, formația, nu? Hai să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. Doamne, în viață îți mulțumim de la Miminar. Sus! Să ne trăiești, domn primar, să vedem Dumnezeu sănătate. Doamne, în viață îți mulțumim că mi-ai dat ce mi-am dorit. Și poate te-ai mânia, de-ți aș face
e ceva, mă. Tu mi-ai scos norocul în drum după sufletul meu bun și mi-ai dat cu mine în frunte în viață să birui multe. Mi-ai făcut viața un cânte, mi-ai dat traiul după suflet și noroc și sănătate, acum le am de toate. Mi-ai făcut viața un cânte, mi-ai dat traiul după suflet și noroc și sănătate, și acum le am de toate. Ia-o-s! Merde-i frunza, merde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Merde-i frunza, merde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Am de toate în casa mea, dar am trecut din viața mă. Eu am fost mână de fier, știe Dumnezeu din cer. Am de toate în casa mea, dar am trecut din viața mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-ți tâzlări degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-ți tâzlări degeaba. Bună! Așa, să retrăiești, domnul Galați, cel mai mare sunetist din țară. Felicitări! Nu vreau să mă îmbogățesc, nici lumea să o împărățesc, mă. Anii înapoi să-i număr, să mai fiu cum eram tânăr, dar tinerețea mea bună, văd cum îmi scapă din mână. Cât de faci, Doamne, pe lume, toate-mi plac că le faci bine. Numai un lucru te-aș ruga, lasă-mă măcar așa, mă. Și când te faci, Doamne, pe lume, toate-mi plac că le faci bine. Numai un lucru te-aș ruga, lasă-mă măcar așa, mă. Merde-i frunza, merde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Merde-i frunza, merde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. E adevărat, nu mai ești tânăr, poți să ai orice. Și bani, și casă, și mașină, și amantă, le ai degeaba. Am dreptate? Da. Și acum
dacă sunteți pregătiți, aș vrea să facem o horă frumoasă. A zis domnul primar că cine ia hora înainte îi dă 1000 de euro. Ce zici, doamnă? Te bagi? Cu vorba ne duc o județ, județ pe mână și de-i cam zisteți alevidei băreț, numai cu vorba ne duc ai cu sol major băieții și mă. Și tot danțul îl curcă, va să ne le dai de furcă, mă! Și eu mă-ți învăloz, la-la-la-la-la, ca să te plăca frumos, vai, ha! Vine, 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 vine! Mâna hora, mâna hora! Eu mă țin și mai faloză, la 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 la, că joc cu mânga frumos, hai da, hai da! Ca să mă hediți ani de frunte, mă! Vine, vine!